Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Ce se mai întâmplă pe la Triteni de jos? Am înțeles că mâine aveți la Pădureni o activitate foarte importantă. Da, este vorba despre hramul mănăstirii Sfântul Ioan Evanghelistul din Pădureni, Fânațe Pădureni, unde va participa preasfințitul mitropolit al Clujului Andrei Andreicuț. Deci o să vină multă lume, acum lucrăm în zona respectivă pentru detaliile care au mai rămas la drum, la cosit taluzuri, lucrările necesare în acest sens. Ce importanță are acea mănăstire pentru locuitorii zonei? În primul rând, mănăstirea are o importanță istorică în ceea ce privește faptul că prin 1800 și ceva exista o mănăstire acolo. Această mănăstire a fost restaurată și considerăm că este un loc foarte bun de pelerinaj pentru enoriași, pentru credincioși și, de asemenea, este un loc care dă o importanță deosebită locului respectiv. Ce cuprinde programul activităților de mâine? Mâine o să fie slujbă religioasă, o să fie un program religios organizat cu mai mulți preoți și, bineînțeles, că sper ca în toți anii să participe cât mai multă lume din toate zonele învecinate. Aveți invitați și de la Consiliul Județean personalități județene? Personalități județene sunt invitați, dar nu știm încă exact cine participă. Cam câți credincioși sunt așteptați să participe? În orice caz, sunt așteptați peste 500 de credincioși, poate să fie mai mulți. Depinde și de timpul care va fi mâine. Dacă va fi, din câte am înțeles, va fi o zi destul de frumoasă, însorită, chiar fără precipitații. În fiecare an parcă se organizează astfel de Da, în manifestări. fiecare an, în data de 8 mai, este hramul mănăstirii, chiar din locul care se numește și mănăstire. Care a fost contribuția administrației locale de-a lungul anilor pentru acest obiectiv? În primul rând, pentru acest obiectiv am acordat sprijinul cu utilajele care le avem în dotarea primăriei pentru lucrările care s-au efectuat în sprijinul executării lucrărilor în principiu a ce și-o mai făcut acolo altarului de vară, a amenajării terenului. În fiecare an îi ajutăm cu baza materială necesară dacă se organizează în locul respectiv cu mese, scaune, dacă nu le punem la dispoziție Căminul Cultural din Tritenii de Jos. Putem să-i ajutăm și în alte lucrări care în continuare vor fi necesare pentru reconstruirea. Deja este depusă o documentație pentru construirea, cum să spun, chiliilor pentru călugări. Deci, cu alte cuvinte, se dorește extinderea obiectivului. Bineînțeles că obiectivul respectiv este în extindere și de la an la an o să fie importanța acestui obiectiv tot mai sporită. În încheiere, un mesaj pentru cei care doresc să participe mâine la această slujbă. Vreau să lansez o invitație tuturor credincioșilor care cred că în acest loc al mănăstirii din Comuna Triteni de Jos, satul Pădureni, Cătunul Fânațe, care consideră că este un loc bun pentru reculegerea sufletească și spirituală, să participe începând de dimineață de la ora 8-8 jumate și pe tot parcursul acestei zile va fi activitatea care va fi desfășurată în spirit religios. Vă Vă mulțumesc. aștept cu drag și vă mulțumesc și eu pentru că ați venit și vreți să dați de știre de această mare și importantă manifestare. Vă mulțumim și noi.